Am ceva date noi, se cunoaște că aceste clădiri sunt proprietate privată și, exceptând cele din Piața Libertății, o parte din ele care aparțin Ministerului Apărării Naționale, respectiv Primăria Veche, avem de a face, repet, cu proprietăți private. Noi nu putem să intervenim pe proprietățile private, nu putem să ajutăm pe proprietari. Am încercat să facem asta încă de la începutul mandatului meu de primar, în 2012, dar Ministerul Finanțelor nu ne-a permis să alocăm fonduri nici măcar cu titlu de împrumut, fără dobândă pentru proprietari. Ei, nu ne-am lăsat, am acționat la nivelul Parlamentului propunând o modificare de legislație astfel încât să fie posibilă alocarea de fonduri de la bugetul local pentru efectuarea de lucrări la fațadele clădirilor istorice. Și vestea bună este că proiectul de noi generat, de fapt, nu de altcineva, a fost agreat și de guvern și în comisie de specialitate din Camera Deputaților și este posibil ca săptămâna viitoare să intre la vot în plen. Dacă se produce această modificare de legislație, atunci sigur că noi vom veni să îi ajutăm pe proprietari, dar n-aș vrea să se înțeleagă lucrurile greșit. Răspunderea principală este a proprietarilor și nici într-un caz nu o să ajutăm pe cei ce, spre exemplu, încasează sume uriașe din închirierile pe care le au la parter, dar nu fac nimic pentru etajele superioare. Acolo nu o să venim cu niciun ajutor, dar de la 1 ianuarie vom aplica taxa pe paragină, pe care tot noi am propus-o, eu personal am lansat sintagma taxa pe paragină, și care e acum prevăzută în noul cod fiscal, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2017, sub forma supraimpozitării. Impozitul pe clădiri poate fi de 6 ori mai mare decât cel obișnuit în cazul clădirilor degradate. Așadar, fac încă un apel la proprietarii acestor clădiri să facă eforturi, să-și le întrețină, pentru că este nepermis ca orașul nostru să arate rău din cauza indiferenței lor față de propriile clădiri. Dacă n-au posibilități financiare, sigur, trebuie să se ducă acolo unde au posibilități. Domnule primar, chiar dumneavoastră ați adus în discuție Primăria Veche, care este în proprietatea primăriei. Arată destul de degradată. Păi da, dar este în proiect. Deci noi am demarat proiect și pentru Primăria Veche și pentru clădirea de pe Vasile Alexandrii. Acolo avem un proiect de consolidare însoțit de un proiect de supraînălțare ca să ducem clădirea la același regim de înălțime cu celelalte din zonă. Însă toate procedurile sunt mari consumatoare de timp. Noi n-am stat indiferenți. Am demarat proiectele, dar până ajungem să și lucrăm efectiv, mai trebuie să treacă ceva vreme.